Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Scorpion, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna martie 2022. Și o să începem, bineînțeles, cu arcanele majore, să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte. Ia să vedem, dragii mei, hopa, 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 ia să vedem. Ce avem noi aici pentru voi? Și avem The Emperor, arcana împăratului, care vorbește despre structură, vorbește despre organizare. Iată, dragii mei scorpioni, în această lună martie se pare că sunteți mai organizați, sunteți mai pe val, așa? Aveți toate cele necesare pentru a pune în practică, aș spune eu, ceea ce era poate doar în domeniul acela al imaginației până în momentul de față. Structură, rezistență, încăpățânare pe aici, pe acolo, nevoie de control. Vedeți cum exercitați acest control, că este cumva cu skepsis. Și să mergem mai departe să vedem o semnătură energetică a acestei luni și ascension. Iată, avem ascensiunea. Ceea ce este foarte bine, pentru că în momentul în care intri în această poziție de lider, chiar poate unii dintre voi veți ocupa funcții de lider în această lună, promovări și tot felul de lucruri de genul acesta, sau poate veți merge pe cont propriu, cine știe, asta vă duce la creștere, vă duce la ascensiune. Foarte, foarte bine. Și să vedem și o frecvență care vine alături de voi în luna martie, luna mărțișorului. Ha! Și vine compassion, iată-te, compasiunea, împăratul și compasiunea, baba și mitraliera. Că tocmai de-aia vine această frecvență să tempereze, da, aș spune eu, poate atitudinea asta puțin mai bățoasă, puțin mai rigidă a împăratului. Este nevoie de compasiune, în primul rând compasiune pentru propria persoană, așa cum zic de fiecare dată, și bineînțeles compasiune pentru cei din jurul nostru. Bun, și să mergem și mai departe cu mesajele astea micuțe, măi că mereu uit de ele. Ia să vedem, mesajul vostru este afirmațiile pentru luna martie și vă spune în felul următor, spiritul, să creați propriile afirmații, să găsiți cuvinte sau fraze care vă inspiră, să le scrieți undeva și bineînțeles să le rostiți cât mai des posibil. Și să vedem acum mesajele din partea doamnei lună pentru luna martie. Le vrea pe amândouă, le vrea pe amândouă. Și haideți să începem cu asta, că tot e zodia voastră. Luna plină în Scorpion, care îți spune, a venit momentul să elimini negativitatea din viața ta, gândurile, programele negative, acelea limitative, a venit momentul să le dai deoparte, că nu prea se pupă cu atitudinea asta a împăratului. Și următoarea este eclipsă de lună nouă și spune, așteaptă-te ca, la expect powerful change, așteaptă-te la niște schimbări importante. De obicei, când apar aceste schimbări bruște în viața noastră și importante, s-ar putea de fiecare dată, nu de fiecare dată, ok, de cele mai multe ori ne apucă teama, ne apucă frica și atunci îți spune spiritul, vezi cum e cu fricile pe acolo, când vine ceva și se schimbă realitatea ta și se schimbă poate la 180 de grade. Ia să vedem ce alte mesaje vă mai transmite. Îți spune în felul următor, ai curajul și fă primul pas, chiar dacă este ceață, chiar dacă nu vezi toate elementele acolo, ai curajul să faci primul pas, pentru că ai să ai de câștigat, nu lăsa teama aceea, nu lăsa frica și nesiguranțele să te țină pe loc în zona aceea de ceață. A new start is coming, un nou început se arată la orizont, fără doar și poate, ia uite ce schimbări importante, majore, apar pentru voi, dragii mei, în luna martie. Nu lăsați frica să vă țină pe loc și apare soarele în Capricorn și vă spun în felul următor, lucrează la visul tău, mergi înainte, nu da înapoi și vedem determinarea și curajul împăratului acolo la urma urmei. Este o poziție bună în care intrați în această lună. Și lucrează, așa cum spuneam, la visul tău și vei ajunge, fără doar și poate, în vârful piramidei, vei ajunge să te bucuri de glorie și succes. Dar vedem, iată aici eclipsa în Gemeni, care vorbește despre schimbare de drum. Vorbește despre negocieri. Poate, da, unii dintre voi și nu poate, sigur, veți fi la această răscruce de drumuri. Apar niște provocări. De ce provocări? Pentru că se schimbă direcția și nu este de
fiecare dată foarte plăcut, dacă așa am fost noi învățați. Să zicem că lucrurile la noi nu sunt foarte interesante pentru noi, da? Ia câte negocieri, poate negocieri pe partea aceasta de carieră și apare această creștere, această ascensiune, vă duce în poziții mai înalte decât ați fost până acum. Oricum, vedem schimbare, schimbare de drum și important este să nu lăsați frica să vă stea în cale. Wow, ce lună minunată! Și vine și eclipsa în săgetător și vorbește despre creștere, vorbește despre succes după o perioadă de stagnare. Cât de frumos, cât de frumos. Ia să mai vedem încă un mesaj de aici. O lună se pare cât se poate de benefică pentru voi, dragii mei scorpioni. Apare această schimbare de direcție și această creștere la orizont. Da? Ia că tot cu gemenii înainte, luna în gemeni, indecision, should I stay or should I go, indecizie. Să rămân sau să plec din zona în care sunt, să rămân sau să plec de la jobul la care sunt, de pe poziția pe care sunt, din relația pe care, în care sunt, da? Sau să rămân aici. Doar voi, dragii mei, puteți răspunde la această întrebare în luna martie. Mare grijă la rigiditatea, aș spune eu totuși, a împăratului. Este nevoie de ceva flexibilitate să vină în viața voastră, în realitatea voastră, pentru a vedea, da, ceea ce vine către voi din mai multe perspective. Și să vedem ce aduce și Osho. Ia să vedem cu ce mesaje vine și Osho pentru voi. Hopa, hopa! Hopa, hopa, noi suntem lumea. S-ar putea unii dintre voi, da, să conduceți un grup mare de oameni sau, mă rog, să aveți în subordine, nu așa se spune, mai multe persoane sau ceea ce faceți, da, să fie în colaborare cu mai multe persoane sau să aducă beneficii unui grup de oameni. Foarte bine, foarte frumos. Ho, 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 ho. Și avem cartea maestrului Osho în persoană și cartea succesului. Și spune, în momentul în care depărtezi toate blocajele și intri în starea de flux, intri în această aliniere cu tine, cu sinele tău, nu ai cum să nu ajungi la acest succes pe care îl vedem aici. Crede în tine, crede în forțele tale. Tu ești maestrul vieții tale, ești magicianul vieții tale. Dă-ți voie, da, să manifesti ceea ce este mai bine pentru tine și pentru asta trebuie să îndepărtezi temerile acelea. Și iată-te, cinciul de săbii, comparația se numește aici și spune în felul următor, nu te mai compara cu alții, că uite, nu mă duc acolo, ratez ocazia asta pentru că am eu impresia în mintea mea că ăla e mai șmecher decât mine. Că ăla face lucrurile mai nu știu cum, că nu o să ajungă niciodată la nivelul ăla. Păi nici n-ai cum să fii ca ăla și n-ai să fii vreodată. N-ai să ajungi la nivelul ăla, ai să ajungi la nivelul tău. Nu mai faci aceste comparații pentru că sunt în detrimentul tău și nu te fac decât să stai în această stare de amânare și de visare la lucrurile frumoase pe care vrei să le realizezi în viață, dar pentru că există acea teamă. Pentru că există acea neîncredere în tine, da, și teama de a părăsi zona de confort, teama de necunoscut și așa mai departe, nu faci decât să amâni lucrurile și să stai doar să visezi la ele și zic eu că este păcat. Ia uite tu cât de frumos vine ghidarea din partea divinității și îți spune, ascultă-ți vocea interioară, ești ghidat, vei ajunge acolo unde îți dorești dacă nu dai ascultare fricilor și nesiguranțelor din tine și dai ascultare pasiunii, iubirii și vocii acelea blânde din mintea ta și ia că te disper, cartea disperării. Unii dintre voi poate sunteți în această situație și îți spune clar, urmează să se schimbe pentru că vedem schimbări importante apar în luna martie, dar ai încredere în tine. Ai încredere că soarele poate răsări și pe strada ta. Of, of, măi, măi, da, iată-te și Journey, călătoria, numărul 10 ne spune clar, se încheie un capitol, ceva nou vrea să înceapă, poate unii dintre voi chiar, poate veți călători, cine știe, în această lună, dar arată, da, metaforic, începerea unui nou drum și este un nou drum încununat cu succes din ceea ce am văzut până acum. Și vedem și cartea tribunalului, da, poate vorbim despre semnare de acte, contracte și așa mai departe. Ia că te și cineva se gândește la voi, mi se zice. Poate este cineva care lucrează într-o instituție de genul acesta și se gândește, poate să vă dea o mână de ajutor. Cine știe, Doamne ajută, poate, poate, pentru că vedem și cartea mesajelor aici. Veți primi mesaje, da, din partea unei persoane care vă anunță niște lucruri importante și benefice, vedem The Great Fortune.
Poate pentru unii dintre voi în această lună se soluționează ceva ce așteptați de ceva vreme să se soluționeze la instituții de genul acesta. Se deblochează acolo ceva sau poate este un răspuns, o aprobare pe care o așteptați, vine. Și să mergem noi mai departe să vedem la rădăcina primului pachet de tarot. Ce să vezi, iată, avem chakra inimii și am văzut compasiunea, frecvența compasiunii, tot de chakra inimii ține. Vedeți ce faceți cu această chakra, lucrați pe ea cât mai mult posibil. Bun, și vedem stabilitate materială, 4 de monede, firm foundations, ceea ce veți realiza în această lună, bazele pe care le veți pune în această lună, vă spune că sunt niște baze trainice, solide. Și vedem și cartea spânzuratului, sacrifice, schimbarea aceea de perspectivă și vă zice, nu o să mai fiți în starea asta de disperare, nu o să mai fiți în starea asta de sacrificiu. Și vă dați voie, pentru că doar dacă vă dați voie se întâmplă ceva, vă dați voie să lăsați în spate starea asta de victimă și să mergeți către ceea ce vă doriți cu adevărat. În sfârșit să faceți saltul acela către fericirea voastră. Și o vedem clar că ea apare. Și ia să vedem ce altceva vrea să mai vină. Îmi place foarte mult această energie a voastră pentru luna martie. Superb, și vedem cartea triumfului și a succesului, cartea carului. Da, mergeți mai departe și mergeți pe drumul vostru, dacă lăsați negativitatea în spate, dacă lăsați gândurile acelea negre, mergeți către reușită, mergeți către succes. O reușită legată de acte și tot felul de chestii de genul ăsta, mi se spune din nou, vedem cartea adevărului, este judecata aici. Poate dacă unii dintre voi ați fost nedreptățiți pe ceva, da? Din punct de vedere legal, să știți că se echilibrează balanța și veți fi răsplătiți pentru, sau mă rog, despăgubiți pentru ce s-a întâmplat acolo. Bun, și vedem decizii din nou, decizii pe parte de carieră, cel puțin doiul acesta de monede. Și este un fel de mai rămân în zona asta în care trebuie să mă sacrific, poate trebuie să muncesc pentru altul, să muncesc pentru visul altuia sau îmi dau în sfârșit voie să merg să fac ceva pentru mine. Cam așa se va pune problema pentru unii dintre voi. Și dacă îți asculți vocea interioară, dacă îți dai voie să crezi în tine măcar de data aceasta, vei merge pe drumul cel bun și vei culege niște roade foarte, foarte frumoase. Dar nimeni nu poate hotărâ în locul tău și ia câte șaptele de monede. Da, planificare îți spune, ia o hotărâre în această lună, fă-ți planul, pune strategia aceea la punct, da, și mergi conform planului. Nu te abate de la planul tău, că nu o să meargă, că nu o să nu știu ce și așa mai departe. Ține-te de plan, ține-te de program și ai să vezi că ai să ajungi să-ți îndeplinești lucrurile pe care le dorești. Și vedem The Tower, ia câtă cartea turnului, răsturnări de situații, schimbări majore, așa cum am văzut până până acum, că asta vroiam să spun. Dar sunt niște răsturnări de situație. Cred că unii dintre voi, și mi-atrage atenția optul de bâte aici, veți primi niște vești și sunt vești de la bune, da, cu reușită la care nici măcar nu mai sperați. Era de genul, nu, mai gata, s-a dus și așa mai departe, la revedere. Nu, se răstoarnă situația și vedem că aveți câștig de cauză acolo, foarte interesant. Și din nou, temperanța, răbdare, spune, da, ai răbdare cu tine, ai răbdare cu tine pe noul drum. Sau poate pentru că ai avut răbdare, ia câte ceva acum se întâmplă. Răbdarea este foarte importantă și treiul de cupe, sărbătorirea unui eveniment de succes și vedem și asul de monede, începuturi, noi începuturi când vine vorba de bănuți de carieră. Ia să vedem, poftim călătorie din nou, șasele de săbii, cartea de tranziție care vă arată că ieșiți unii dintre voi în această lună martie dintr-o zonă tulbure, mergeți către o zonă luminoasă, mergeți către o zonă de clarificare, ceea ce e foarte bine, sau poate chiar să fie deplasare pe bune, pentru că vedem destule cărți care ne indică lucrul acesta. Haideți să vedem, why is the Four of Pentacles? Ia să vedem noi mai departe. Ce mesaje mai vin? Poftim, optul de cupe, detașarea emoțională care îți spune lasă în spate niște lucruri chiar dacă nu sunt
super nasoale, să zicem, lasă-le și du-te să cauți celelalte două cupe. Nu te mulțumi cu jumătăți de măsură. Cred că ăsta e mesajul perfect. Nu te mulțumi cu jumătăți de măsură, du-te să cauți întregul și vei ajunge să realizezi niște lucruri foarte, foarte frumoase. Ai să le găsești până la urmă. Poftim, mergi către steaua ta, vedem cartea stelei aici, care vorbește despre ajungerea voastră la obiectivul vostru, la atingerea țelului vostru. Veți merge într-acolo. E, cât de frumos, v-am spus, este o energie foarte, foarte frumoasă și ia că și asul acesta de bâte peste cartea carului. Da? Poate unii dintre voi veți călători către persoana iubită sau persoana iubită vine către voi. Da? Vedem că este această deplasare, poate arăta și o nouă pasiune care vine în viața voastră, nu neapărat pasiune de asta de iubire, da? Ceva care să vă pasioneze să faceți. Se retrezește focul acela în voi și vedem și cavalerul de cupe peste judecată. Și vă zice așa, unora dintre voi, cineva din trecutul vostru vrea să vină cu niște scuze, cu niște explicații, cu o invitație pentru o nouă relație. Vrea să mai încerce încă o dată. Ia să vedem, mai este Two of Pentacles here. Și poate chiar și în această situație veți pune în balanță dacă să mergeți sau nu. Și vă zice foarte clar cu cinciul de cupe peste doiul de monede, în momentul în care luați o decizie, nu mai stați și nu mai priviți situația prin prisma trecutului. Nu vă mai gândiți la ce a fost acolo, nu mai faceți comparație între, nu știu, o persoană nouă, dau un exemplu, și cineva din trecut. Ăla din trecut e ăla din trecut, ăsta din prezent este ăsta din prezent. Nu mai faceți acele comparații că o să ajungeți la, o să ajungeți acolo unde nu trebuie. Fiți, nu știu, fiți mai blânzi cu voi. Asta vrea să vă spună spiritul. Și din nou această carte a împăratului, poate fi cineva în berbec cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în berbec, care vine către voi, poate că este cineva din trecut care v-a montat, să zicem, acele programe mai puțin drăguțe în mintea voastră, poate fi o figură paternă, da? Și de acolo v-ați pricopsit voi cu o temere când vine vorba despre relații. Un mesaj important, de fapt, este cumva o confirmare a ceea ce am spus până acum, este să ai răbdare cu tine și să intri în poziția asta de strateg, da? Vedem din nou împăratul peste șaptele de monede. El știe foarte bine când să acționeze și cum să acționeze. Cam asta trebuie să faceți și voi în luna martie. Mai este ia să vedem. Și peste cartea turnului, șasele de săbii și cartea îndrăgostiților, așteptați-vă la o vizită neașteptată, așteptați-vă la neașteptat, da? Din partea unei persoane. Poate să fie un prieten drag, nu neapărat chestie de iubire, dar poate să fie și o iubire din trecut care vine către voi, pentru că acum a venit momentul. Din nou, doiul de monede, decizie, decizie, decizie. Da, îți spun așa, vei fi pus la răscrucea de drumul de a lăsa ceva vechi în urmă, merge către ceva nou, dar a merge către ceva nou, conștient fiind, scuze, conștient fiind că acest drum nou necesită răbdare. Este o chestie pe care aș vrea să o subliniez. Și vedem Stand Your Ground, șaptele acesta de bâte. Îmi spune, rămâi tu ferm pe poziție, vedem clar, îmi spune ceva clar de cumva justiție de divină. Și din nou vine mesajul acela, dacă cineva ți-a făcut rău, cineva ți-a greșit cu ceva, hai să vezi că lucrurile se așează. Tu rămâi ferm pe poziție, ești apărat, da, de spirit, din lumea spiritelor, ești apărat și protejat. Și vedem și regele acesta de monede care vorbește despre stabilitate materială, vorbește despre generozitate. Ia uite și schimbările voastre pe parte financiară cu cinciul acesta de monede. Acum din nou vine un mesaj, da, este posibil pentru unii dintre voi să fie acolo pe undeva o rană de abandon, să fie o rană de trădare din partea unei persoane.
reprezentată aici cel puțin de regele acesta de monede. Poate să fie o figură paternă, poate să fie cineva în zodie de pământ, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de pământ, clar nu este obligatoriu, sau poate să fie o persoană care are foarte mulți bani, a jonglat cu banii, a profitat de faptul că are bani și v-a pus pe voi într-o poziție de asta așa de defensivă, să nu mai aveți încredere în lucruri care vin către voi. Hopa! Hopa, hopa, și iată-te și mesaje de iubire veți primi, dragii mei. Să vină mesajele. Ia să vedem mai departe ce alte mesaje de iubire, de neiubire vor să vină pentru luna martie. Și ce avem aici? Se deschide poarta către vindecare și fericire. Se deschide, profitați de ea, vă spune spiritul, pentru că asta se vrea de la voi. Și nu era suficient că se deschide poarta către fericire și către vindecare, se deschide și poarta către valută, valută, Doamne, ce am eu cu valuta, nu știu, dar cred că am tocmai transferat niște bani de pe PayPal, cred că de-aia. Se deschide și poarta către abundență, către bănuți, uite câte oportunități vin către voi, foarte, foarte frumos. Și the goddess of the moon, zeița lunii, care îți spune conectează-te cu tine, conectează-te cu intuiția ta, vezi ce are să-ți spună sufletul tău acolo, pentru că are ceva să spună, mai ales pentru unii dintre voi care aveți acolo rănița aceea de abandon, uite-o, și de trădare, decepția. Ia legătura cu sufletul tău și vindecă acele lucruri. Trei porți se deschid pentru voi, ia că tot și pe a treia poarta către iubire. Ce poate să fie mai frumos? Ia să vedem și de aici mesajele pentru luna martie. Ia să vedem ce zic ele. Dragele, mesaje pentru luna martie. Oh, da, treaba aia cu trădarea. Trust, ia cât încrederea. Este nevoie de încredere. Este nevoie să faci o recadrare a unor amintiri sau unor situații din trecutul tău. Pentru a schimba acolo ce este de schimbat, pentru că trebuie să închizi un capitol din viața ta și are legătură cu încrederea. Ceva acolo s-a întâmplat, ți-a fost ciufulită încrederea. Of, of, măi, măi, și iată și wonders, aceste minuni, aș spune eu. Atenție la intuiție, dar vezi că mintea ta este preocupată de niște gânduri negre. Dă gândurile alea negre deoparte, fă curățenie acolo și ai să vezi tu și mesaje ce vor veni către tine, dar și lucruri care se vor îmbunătăți în jurul tău ca prin minune, ar zice unii. Dar nu e minune, e doar fizică. Și vedem wisdom, da, înțelepciunea, du-te adânc în sufletul tău, așa cum coboară această sirenă, adânc, adânc în sufletul tău, pentru că e ceva de curățat de acolo. Și pentru unii dintre voi, da, are legătură cu nedreptatea, poftim forgiveness, este nevoie de iertare a unor chestii nedrepte din trecutul vostru, ajutați-vă să închideți capitolul lor acela, pentru că vedem ce lucruri vor să se deschidă în viața voastră. Ia să vedem și de aici. Ia să vedem și de aici ce alte mesaje vor să vină. Time to go. Da, vine momentul să pleci și ai să vezi, ești la răscrucea aceea de drumuri și ai să, dacă ești cinstit cu tine, dacă îți asculți într-adevăr în al 13-lea ceas sufletul, ai să vezi că nu mai poți sta în situația aia, nu mai poți acționa așa cum ai acționat până acum, nu mai poți gândi așa cum ai gândit până acum, pentru că ai văzut rezultatele gândirii și acțiunilor tale, sau poate nu mai poți sta într-o relație sau o situație așa cum ai stat până acum și a venit momentul să pleci. Și se deschid atâtea uși către tine, se deschid doar să vrei să mergi într-acolo. Da, este o lună în care vei face curățenie în interiorul tău, în exteriorul tău și îți vei da seama ce e bine și ce nu e bine pentru tine. Ei, ia uite și un admirator secret, aveți unii dintre voi, cineva se uită după voi și se întreabă. Își pune foarte multe întrebări, ce faceți, cum faceți, sunteți sau nu sunteți singuri, sunteți sau nu sunteți disponibili, poate. Cineva își face griji despre soarta voastră. Și iată și deep knowing, cunoașterea aceea profundă, intuiția. Ascultați-vă intuiția, vă zice de 1000 de ori spiritul lucrul acesta. Și să vedem și mesajele din partea îngerilor. Ia să vedem cu ce mesaje vin ei pentru luna martie. Și vine Isaia și îți spune așa, că în această lună este bine să dai naștere unor noi situații și noi idei în viața ta. El este alături de tine.
te ajute, da, să faci fața acestor schimbări, să nu-ți fie teamă, da, de schimbare. Poftim, Chantal, că tot vorbeam de iubire și spune că o nouă iubire vine în viața ta sau cineva vrea să reaprindă flacăra unei vechi iubiri. Cum ar fi, este bine, dar veți avea de ales. Și vedem și Ray vine și vă îndeamnă, da, să faceți meditație, să stați voi cu voi sau niște exerciții de, nu știu, yoga, tai chi și ce se mai întâmplă pe acolo. Dați-vă voie să vă ocupați și de partea aceasta. Și vine și Isabela și vă spune așa: acum este timpul pentru noi aventuri și sunt aceste aventuri care vor aduce un outcome, da, un final fericit. Și ia că-te și animăluțele, dacă aveți animăluțe, vă zice că animăluțele voastre din viața voastră, din 3D, din această dimensiune și din alte dimensiuni, sunt foarte bine îngrijite de spirit, așa că nu vă faceți probleme. Și să vedem și din cea unică ce mesaje vin pentru dragii mei scorpioni. Și avem gelozie extremă, aveți grijă cine este gelos, poate sunteți voi geloși și ar fi bine să vă vindecați de gelozie și iubire. Interesant, voi știți, nu mă bag. Hai să mai vedem ce avem aici. Strălucire scrie pe acesta, da? Veți voie să strălucești și lasă-i pe alții să fie geloși pe tine. E treaba lor, e treaba ta. Tu vezi de treaba ta. Și un joc periculos, ia vezi cu cine te joci, un joc periculos este treaba aia cu gelozia. Și să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru dragii mei scorpioni. Ok, trei zdrângăniți, trâncăniți și o să începem cu această broască țestoasă care vorbește despre răbdare, vorbește despre fazele lunii și spune în felul următor: indiferent cât de încet mergi către obiectivul tău, important este să nu te oprești. Viteza nu este importantă, important este drumul, așa că dă-ți voie să mergi mai departe. Și acum îmi arată comoara aceea de pe insulă care e dusă pe spate de o broască țestoasă. Cam asta vine către voi. Și ia că și o scoi, că mie îmi vorbește despre mesaje, dar și despre relaxare, despre sunetul acela al mării. Sau poate cine știe, da, mă urmăriți de undeva de la malul apei și vă salut, că și eu la malul apei sunt, da? Sau niște mesaje, așa cum am spus, vor veni către voi. Și interesant că acum îmi arată o... nu mai știu în care pachet este, în fine, îmi arată... cartea cu o scoică și o perlă și vorbește despre dezvoltare personală, creștere personală, creșterea stimei de sine. Interesant mesaj vine și ia câte schimbări pe parte financiară. Vedem cinciul acesta pe bănuțul de alamă. Apar schimbări foarte, foarte importante în luna martie. Așa că fiți pregătiți, dragii mei, și aveți încredere în voi, rezolvați rana aceea de trădare, ce mai este pe acolo, și dați-vă voie să profitați de noile oportunități care vin în calea voastră. Dragii mei scorpioni, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna martie 2022. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like și distribuiți acest videoclip să ajungă la cât mai multe persoane, ajutând astfel și canalul meu de YouTube, și eu vă mulțumesc foarte mult. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de comment și dacă nu ați reușit până acum să vă abonați la canalul meu, abonați-vă și apăsați clonțopelul să vedeți când vin cu noutăți pe canal. Și până data viitoare, dragii mei, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!